O prostituată pe tronul Bizanțului. Din cartea Tot adevărul, fața ascunsă a istoriei, de Henri Robert. Bizanț. Cine nu a auzit deja de acest nume magic și plin de subînțelesuri? Cine nu cunoaște expresia "e un adevărat Bizanț"? Ne referim astfel la orice situație în care desfrâul și măreția se îmbină cu puterea și rafinamentul artelor. Imperiul Bizantin cuprindea Imperiul Roman de răsărit. Civilizația lui fastuoasă a cunoscut o mare strălucire din anul 395 până în anul 1453, data la care turcii au cucerit Constantinopolul. Căci Bizanțul nu era altceva decât Constantinopolul. Între 527 și 565 a domnit împăratul Justinian, iar în această perioadă se situează o uimitoare aventură umană, o adevărată poveste de vis. Ca și Roma, Bizanțul avea și el circul lui, hipodromul lui, unde se derulau cursele și luptele de gladiatori. În jurul și în grotele de sub aceste incinte trăia o lume tulbure, ciudată, formată din vizitii, rândași, traficanții de tot soiul, sclavi, însoțitori, astrologi, etc. Un univers al sărăciei și desfrâului, al crimei și capcanelor. Aici, pe la începutul secolului, se putea vedea, printre alte spectacole mai mult sau mai puțin instructive, un ursar care nu se mulțumea doar să-și arate fiara, ci își etala și cele trei fete pentru cine le jinduia. Acestea se numeau Anastasia, Cominto și Teodora. Mama lor, sperând să profite cât mai repede de pe urma fetelor, le angajase într-o trupă de saltimbanci. Dintre aceste trei fete, una era deosebit de frumoasă și, bineînțeles, avea numeroase succese. Spre această prostituată de 15 ani ne vom îndrepta privirea, pentru că, în fond, istoria a remarcat-o cu mult înaintea noastră. Goală sub voalurile ei transparente, iată-o dansând sub privirile senzuale ale brutelor și cerșetorilor. Nasul foarte drept, tenul bronzat, părul negru, buzele mici, gura senzuală, Teodora era conștientă de frumusețea ei și aștepta să profite de darurile cu care o înzestrase natura. Bani, bineînțeles, dar și mai mult decât atât. Căci, ceea ce nu-i strica deloc, tânăra era de o inteligență excepțională și scopul ei, fixat de foarte devreme, nu era acela de a deveni o curtezană bogată, ci, dimpotrivă, de a scăpa de condiția mizerabilă pe care o considera înjositoare. Să scape de ea, mai mult încă, să se răzbune pentru umilințele suferite. Pe scurt, pe lângă bogăție, voia și putere. Dar la ce putere putea să se gândească în anul 500 după Hristos, o amărâtă de prostituată, târfă a trotuarelor? S-a spus, căile Domnului sunt de nepătruns. Trebuie să recunoaștem că această formulă atât de des repetată capătă uneori o semnificație ciudată, căci numai un om foarte abil sau un nebun ar fi putut să prevadă că, într-o zi, tânăra curtezană va deveni împărăteasă, regina și stăpâna unuia dintre imperiile cele mai fabuloase care au existat vreodată sub soare. Când pleci de așa de jos ca să ajungi așa de sus, frumusețea și simpla inteligență nu sunt deloc suficiente. În realitate, trebuie să fii și bun, și rău, și generos, și crud, și caritabil, și egoist. Și așa a și fost. Prefăcută, perfidă, dar și curajoasă și chiar eroică, orgolioasă, dar nobilă, Teodora a reușit foarte repede în cariera de curtezană și fără greutate, având în vedere strania ei frumusețe. Într-o zi, cu ocazia unei petreceri, a întâlnit un tânăr patrician, adică un membru al înaltei societăți bizantine. Îl chema Hecebol și tocmai fusese numit consul în Africa. Se pregătea să plece să-și ia postul în primire și, de cum a văzut-o pe Teodora, gândul de a o părăsi i-a devenit insuportabil. Așadar, curtezana noastră l-a urmat și, pentru prima dată în viața ei, a cunoscut fastul și marea satisfacție de a inspira respect și teamă. Dar dragostea lui Hecebol s-a stins. Teodora a fost teribil de jignită.
A refuzat orice compensație financiară, s-a întors la Bizanț și s-a trezit ca la început, fără nimic și la discreția străzii. Câștigase totuși o experiență prețioasă în privința moravurilor unei curtezane de rang mare. Și-a reluat viața galantă și rătăcitoare și, într-o bună zi, s-a pomenit la Alexandria. Desprinzându-se de trecut, a început să studieze teologia, studiu care avea să o ducă departe. Inteligența ei a făcut minuni. S-a remarcat prin ușurința cu care asimila noțiunile cele mai complicate și prin claritatea expunerilor. În plus, a dovedit foarte curând reale abilități pentru politică. În 525, când s-a întors la Bizanț, nu mai era aceeași femeie. Mai frumoasă ca niciodată, Teodora era acum cultivată și curioasă să învețe orice. Iar când o femeie foarte frumoasă vrea să știe și să înțeleagă totul, e dificil să-i stai în cale. O cale care a dus-o într-o zi la o petrecere unde fusese invitată atât în calitate de curtezană, cât și ca femeie cultivată. Întâmplarea i-a oferit un loc lângă Justinian, nepotul împăratului Justin. Acest Justinian avea reputația unui om oarecum auster, înzestrat cu mare capacitate de muncă. Femeile și plăcerile îl interesau mai puțin, fapt rar pentru acea epocă, și se consacra studiului. În seara aceea a făcut o constatare. Niciodată nu mai întâlnise o femeie ca Teodora. Teodora s-a ferit să cadă în brațele nepotului împăratului precum o smochină coaptă. L-a refuzat cu încăpățânare, dar, în schimb, a găsit o mare plăcere în interminabilele discuții cu Justinian pe teme de teologie și politică. Atitudinea ei nu era dictată nici de hazard, nici de virtute. Pur și simplu aștepta, înainte de a da cărțile pe față, moartea bătrânei împărătese Eufemia, care, dacă ar fi avut cea mai mică bănuială, imediat ar fi rupt relațiile dintre nepotul ei și curtezană. Eufemia a murit. Justinian l-a convins ușor pe împărat, unchiul lui, că nicio femeie din lume nu i-ar aduce atâta înțelepciune și forță ca strălucitoarea Teodora. La Constantinopol, trecutul tinerei femei era uitat de multă vreme. Astfel a fost celebrată în anul 526 căsătoria dintre moștenitorul unui puternic imperiu și fiica unui ursar din lumea interlopă. Bună! Acest video este doar un preview. Dacă ți-a plăcut, poți alege să susții audiobookiseala cu o sumă simbolică pe platforma Patreon. În schimb, vei primi acces la versiunile complete ale audiobookiselilor mele, la sneak peeks și, în funcție de alegerea ta, la multe alte beneficii. Intră pe pagina mea de Patreon Valeichen Voice și nu uita să te abonezi la audiobookiseala pentru mai multe videouri.